Ce ai vrut să-i faci fetei? Să mă joc cu ea. E adevărat? Că ai vrut să o arunci în râu? Nu. Dar nu te-ai gândit că e prea mică? Am vrut ea. O cunoșteai? Da, o cunoșteam. Ea zice că nu a vrut. Ea a vrut. Ai mai făcut până acum? Din nu, acum? Dar ea a vrut de bunăvoie. Nu te-ai gândit că e minoră? Păi n-am știut că e minoră. Cu toată lumea. Tânărul ar fi violat o minoră de 13 ani din aceeași localitate după ce ambii s-ar fi distrat câteva ore într-o discotecă. Apoi băiatul i-ar fi propus fetei să întrețină raporturi sexuale, s-ar fi urcat în mașină și s-ar fi oprit pe un câmp. El spune că fata a acceptat, dar victima susține că nu este adevărat și tocmai pentru că nu a fost de acord, acesta ar fi amenințat-o că o va lăsa pe câmp. Apoi ar fi violat-o. Mătușa fetei a dat aceleași declarații, ea fiind și cea care a anunțat autoritățile. A spus că el a plăcut-o mai de mult și la școală i s-a întâmplat ultima lună din an, din clasa 7-a, tot la fel m-a chemat la școală, pentru că tot așa s-a dus la ea și eu m-am dus la școală, dar nu l-am mai prins, nu am mai dat de el. Și acum a plecat cu nepoții mei ceilalți și pe ei i-a prostit, le-a dat bani, i-au intrat în discotecă și pe ea i-a închis ușa și a plecat cu ea pe câmp. Ce i-a făcut pe câmp? A violat-o. A amenințat-o, a bătut-o? Da, i-a luat-o de păr, a dezbrăcat-o și a violat-o. Tânărul nu avea nici permis de conducere, dar s-a urcat la volan, iar după actul sexual ar fi condus fata acasă, tot cu mașina. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni au depistat un tânăr de 20 de ani din localitatea Călnești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de viol și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Tânărul este bănuit că noaptea precedentă ar fi constrâns psihologic o minoră de 13 ani să întrețină cu el raporturi sexuale. Ulterior, scurt de producerea evenimentului, tânărul a fost depistat conducând un autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Polițiștii l-au găsit pe tânăr și l-au dus la audieri. Este cercetat pentru viol și conducere fără permis.